În biblioteca pentru copii, liceienii au ascultat unele dintre versurile lui Ondruță. Lucrări lirice, romantice, chiar și filozofice, ce ating sufletul copilului și pot evoca emoții. Poetul celebru a aniversat 85 de ani. Aceasta este o ocazie bună pentru a se referi la munca sa, consideră cadrele didactice. Elevii lecturează ori de câte ori au ocazia. În cadrul orilor de limbă și teatru română studiem multe opere din creația scriitorului și foarte des apelează la opera marelui scriitor. Elevii au învățat bibliografia poetului cu o deosebită atenție. Chiar au încercat să aducă un fragment din opera scriitorului. Ce semeni, mazăre? Mazăre! Cam nu-i de vreme. Tata zice că nu. Mă, tai voi stă la tăiercocoarele? Cum să nu le-am văzut? Ți le-a arătat cineva sau le-ai văzut singur? Singur, aram la rău. Scriitor și dramaturg, Ion Druță, născut la 3 septembrie 1928 în comuna Horodește, județul Soroca. În bibliografia scriitorului sunt sute de poezii, drame, romane, piese de teatru. Dacă s-ar oferi posibilitatea, liceienii ar adresa multe din întrebările lor. Aș întreba cum se... care a fost calea spre succesul său? Dacă în copilăria s-a avut o premieră de ceva și dacă a avut mai multe cărți, cel mai tare s-a întipărit în memorie. Ce năzbâtii, da? Da. Asta mi-aș adresa ceva întrebări personale despre copilărie, despre dragostea lui, despre tot ce a trăit el în viață. Aș fi foarte bucuroasă să mă întâlnesc cu acest om, cu acest scriitor. Acum la moment nu știu, dar i-aș adresa multe întrebări cu privință la ce l-a inspirat scriind operele acestea, anume care i-a fost muza. Lucrările lui Ion Druță au fost traduse în limba rusă, franceză, germană, engleză și multe alte limbi ale lumii. Acest lucru înseamnă că creativitatea ce tinde spre bunătate, armonie, o înțeleg și o apreciază oamenii și dincolo de peste hotarele țării noastre.